Jurnaliștii de la Gorj News sunt cei care au publicat filmulețul cu pricina. Ia uitați aici, în sectorul 2, la excavatorul 01, cum se face schimbarea la locul de muncă. Venim pe lângă benzin mocilă, uitați ce mocilă este, și sunt dat să mă duc până la mama dreacu la întoarce la 901, tocmai în capătul celălalt. Uitați un amărât de salariu de miner de 1900 de lei și uitați ce condiții de rahat sunt în carieră, în oroaie și așa mai departe. Șefii ăștia cred că toată lumea e proastă. Șefii ăștia cred că toți ăștia tineri o să stăm să plecăm capul. Păi până când, băi frate, ăștia sunt condițiile din carieră. Domnul Boza nu știe treaba asta. Ia uite, vin 2 km din nodul hainei luate curate la mama dreacu de sus din nodul 2-3 km sunt. Până aici, până la banda asta. Te aduce duminica la muncă pe 1900 de lei. Nu-ți dă o clasă, nu-ți dă nimic. Dă clase la lingăii lor, ingineraj promovați la apelul bocancilor, așa mai departe, care nici măcar n-au luat examenele și așa mai departe, mână-mână cu sindicatele, cu FNM-ul și așa mai departe. Asta e realitatea dură de la Roșia. Ăștia-s condițiile și bălți și noroaie și viață de miner. Păi să mai stai, să le fuzi muma în cur și să pleci. Că asta e realitatea din carieră, numai discriminări, numai măgării, numai uite. Ia uite cum să merge în carieră, uite cât intră cizma, uite. Ăștia sunt condițiile din cariere. Și vor du-te, du-te, du-te. Trag pe noi ca pe proști, ca pe... Te plimbi pe lângă benz. Banda 901 din sectorul 2. Cariera Roșie. Uite, uite. Printr-o postare publică, deputatul Dan Vâlceanu susține că va face o interpelare ministrului energiei. Mesajul liderului PNL l-a înfuriat pe managerul CEO, care a avut o explicație halucinantă. Sorinel Boza îl găsește vinovat pe edilul din Fărcășești pentru nămoalele din cariera Roșia. Stimate domnule deputat, vreau să fiți sigur de faptul că subsemnatul știe care sunt condițiile din carieră. Față de dumneavoastră, să știți că merg destul de des prin cariere. Am crezut totuși că veți face și o interpelare în prezenta postare referitoare la poziția primarului dumneavoastră de la Fărcășești, care își dorește cu orice preț închiderea termocentralei Rovinari și automata întregului bazin Roșia Rovinari. Și cred că știți bine la ce mă refer, pentru că sunt foarte sigur că nimic nu se execută fără acceptul dumneavoastră. Vă recomand însă ca după ce încheiați în viitor astfel de postări să veniți și cu acțiuni întreprinse de dumneavoastră personal pentru bunăstarea complexului energetic, cât și a angajaților acestuia. Vreau să știți, noroiul în cariere nu s-a inventat în Roșia. Poate dacă și dumneavoastră ajutați un pic mai mult această companie și în loc de interpelări veneați cu proiecte concrete, alta era situația astăzi, a postat Boza pe Facebook. Liberalul șef consideră însă că apărarea lui Boza nu are nicio valoare și că edilul din Fărcășești nu are în plan închiderea termocentralei, așa cum susține managerul CEO. Ba dimpotrivă, primarul liberal își dorește ca și cetățenii pe care îi reprezintă să muncească în domeniul minier. Nu poți, în momentul în care un salariat al complexului reclamă condiții absolut infernale în carieră, cu nămoale și cu toate lucrurile pe care le-ați văzut în acea postare și pe care le-a spus salariatul respectiv, să spui că nu s-a inventat noroiul la Roșie. Asta e răspunsul directorului general. Adică în loc să spui că ai de gând să faci ceva, că ai de gând să rezolvi această problemă, spui că nu s-a inventat noroiul la Roșia și că foarte bine, oamenii sunt noate în continuare prin nămoale. Ăsta e răspunsul unui politruc. Din păcate, certurile virtuale nu au niciun efect, angajații CEO rămânând cu nămolul până la genunchi odată cu reinstalarea iernii.